organizat de USL. Eu nu umblu cu copii în brațe în timpul campaniei electorale. Eu nu lovesc copii în timpul campaniei electorale. Eu nu rânjesc și nu plâng în campaniile electorale. Eu nu fur și nu mint. Eu vreau cu adevărat justiție dreaptă și eu vreau cu adevărat democrație și stat de drept. N-are nimeni dreptul, nici Traian Băsescu, nici Monica Macovei, nimeni altcineva să ceară ieșirea României din Europa, pentru că România este în Europa prin sacrificiu sutelor de mii de oameni morți în temnițele comuniste. Nu știu cum întâmpină noaptea Traian Băsescu și Monica Macovei. La ușa conștiinței mele, în pragul fiecarei nopți, apar ei, cei mai frumoși dintre noi, care au căzut atunci și mă întreabă în fiecare noapte și vă întreabă în fiecare noapte ce ați făcut cu sângele nostru, ce ați făcut cu viața noastră, ce ați făcut cu jertfa noastră întreagă și curată. Oameni ca noi eram bătuți, alergați, protestam în București, în Timișoara, în toată țara. Traian Băsescu era în guvernul lui Iliescu și organiza trenurile pentru mineri. Iar Monica Macovei era procuror al regimului Iliescu. Nu a zis nimic atunci, niciun cuvânt. Nu ne pot scoate Băsescu și Macovei din Europa.